Între 8 și 10 octombrie, Madridul va fi gazda celei de-a 16-a ediție a Fruit Attraction, un eveniment de referință în sectorul fructelor și legumelor. Cu un record de peste 2000 de expozanți din 56 de țări, evenimentul se extinde cu 7% față de anul trecut. Peste 100.000 de vizitatori din 145 de țări vor participa la expoziție, inclusiv și Republica Moldova. Noi avem un stand amplasat într-un pavilion unde este un flux de cumpărători. Am promovat participarea noastră la expoziție prin portaluri de știri internaționale specializate în domeniul sport, prin care am invitat potențiali clienți să vină și să aibă întâlniri cu exportatori din Republica Moldova. Asociația Moldova Fructe este reprezentată de 12 companii care vor promova merele, prunele, strugurii de masă și eventual cereșile pentru sezonul următor. Cele 3 zile la standul din cadrul Fruit Attraction vor facilita crearea de relații comerciale valoroase care vor fi consolidate ulterior prin vizitele clienților în Republica Moldova. Aceste vizite vor avea ca scop de a familiariza partenerii internaționali cu plantațiile și soiurile de fructe autohtone, deschizând noi oportunități pe piețele externe. Fiecare din cele 12 companii participante au o agendă intensă de întâlniri cu importatori și vânzători de fructe practic din toată lumea. Suntem prezenți la stand cu mere, prune și struguri de masă, care se bucură de o cerere destul de înaltă. În prezent se discută livrări de prune cât practic toate țările de Uniunea Europeană. Director executiv Moldova Fruct a declarat că după expoziție vor menține legătura cu persoanele de contact pentru a stabili livrări de fructe. Vom ține legătură cu contactele pe care le-am stabilit, cu persoanele cu care am discutat și se vor materializa în livrări de fructe practic în toate țările din Uniunea Europeană. Am avut vizitatori, clienți din practic toate țările Uniunii Europene și mai multe țări din Golful Persic. Mă refer aici la Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și alte țări din Asia de Sud-Est, precum India. Participarea la această expoziție permite companiilor moldovenești să-și prezinte produsele pe o scenă globală, facilitând accesul la importatori și distribuitori din diverse țări.